Bună seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Alexandru Stoianoglu a fost eliberat din arest la domiciliu. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă de Curtea de Apel. Parlamentul a aprobat cererea de demisie a avocatului poporului cu o oră înainte ca Natalia Moloșac să anunțe că s-a răzgândit și că nu mai vrea să plece din funcție. Autobuzul care a avariat ieri 16 mașini după ce a luat o lavare pe o stradă din capital a fost cumpărat din Olanda și nu este nou nici până azi, nu se știe dacă avea o defecțiune tehnică. Procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu a fost eliberat din arest la domiciliu. Decizia a fost luată astăzi de magistrații de la Curtea de Apel Chișinău. Astfel, judecătorii au admis demersul avocaților lui Stoianoglu, care au cerut eliberarea acestuia. Procurorul de caz nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacție. Alexandru Stoianoglu a fost reținut în luna octombrie, după ce în biroul său au fost efectuate percheziții. El este acuzat de abuz în serviciu, corupere pasivă, fals în declarații și exces de putere și se declară nevinovat. Cererea de demisie a avocatului poporului Natalia Moloșag a fost aprobată astăzi de Parlament. Pentru încetarea mandatului au votat 82 de deputați din toate cele trei formațiuni parlamentare. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 385 din 08-12-2021, votat de 82 de deputați. Cu o oră înainte de votul din Parlament, Natalia Moloșag a cerut ca cererea de demisie pe care a depus-o să fie anulată. Într-un comunicat de presă, Moloșag a spus că nu mai vrea să demisioneze în urma descoperirilor făcute în cadrul unei anchete interne încheiate astăzi, totodată și pentru a nu opri activitatea instituției. Săptămâna trecută, avocatul poporului și-a anunțat demisia. Natalia Moloșag a depus o cerere în acest sens în Parlament după scandalul angajării unui bărbat condamnat anterior pentru proxenetism. Autobuzul care a lovit 15 mașini după ce a luat-o la vale pe strada Vasile Alexandrii din capital a fost cumpărat de autoritățile municipale în vara acestui an cu peste 44.000 de euro. Vehiculul a fost adus din Olanda și este cu parcurs, scrie Mold Street. Până în acest moment nu se cunoaște din ce cauză s-a produs accidentul. Responsabilii de la parcul de autobuze spun că așteaptă expertiza tehnică. Potrivit Mold Street, autobuzul face parte din lotul de 40 de autobuze achiziționat din Olanda în vara acestui an de către întreprinderea municipală Parcul Urban de Autobuze, pe bani alocați de Consiliul Municipal Chișinău. Aceeași sursă scrie că prețul unui astfel de autobuz, care este produs în 2012, este de peste 44.000 de euro. În august 2021, la prezentarea unui lot de 9 autobuze de acest model, Ion Ceban a scris pe pagina sa de Facebook că toate unitățile de transport vor fi puse pe rută doar după o verificare și o testare minuțioasă a stării tehnice. Mold Street, care citează actele de recepție ale autobuzelor, scrie că acestea arată că vehiculele au unele neajunsuri, de la lipsa stingătoarelor sau a cricului până la defecțiuni tehnice ale caroseriei interioare. Am încercat să aflăm dacă vehiculul care ieri a luat-o la vale avea defecțiuni, însă responsabilii Parcului Urban de Autobuze ne-au spus că așteaptă rezultatele expertizei și nu ne pot oferi mai multe detalii. Și oamenii legii ne-au spus că deocamdată nu știu din ce cauză s-a produs accidentul de pe strada Vasile Alexandrii. Autobuzul fără șofer și pasager la bord a luat-o la vale și a avariat 16 mașini, iar două persoane au fost rănite și au ajuns la spital. Șoferul autobuzului spunea că a tras frâna de mână și nu-și poate explica de ce vehiculul brusc s-a urnit din loc. Mă la dea la vale noi. Când ne spune că te transport de vale încoace? Cu rușnic fost. Autobuzul a strivit două autoturisme parcate care s-au izbit în alte câteva, care circulau în preajmă. Vehiculele s-au lovit ca piesele de domino și au rămas cu geamuri sparte și uși distruse, iar o mașină a fost cuprinsă de flăcări. România ar putea oferi o nouă asistență financiară nerambursabilă Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul român după întrevederea bilaterală cu prim-ministrul Natalia Gavriliță, care se află într-o vizită la București. Pe agendă sunt programate discuții și cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. După ce au fost intonate imnul Republicii Moldova și cel al României, Natalia Gavriliță a salutat garda de onoare. Bună ziua! Apoi, conform protocolului, Nicolae Ciucă și Natalia Gavriliță au salutat delegațiile celor două țări.
Ulterior, cei doi prim-ministri s-au retras pentru discuții bilaterale, iar după aproximativ o oră au ieșit cu declarații în fața presei. Convorbirile noastre de astăzi au stabilit reperele concrete ale cooperării noastre în perioada următoare, pe baza parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. România a fost alături de Republica Moldova în momentele cele mai grele din ultimii ani. Pandemia de COVID-19 și criza energetică. Natalia Gavriliță efectuează o vizită la București la invitația lui Nicolae Ciucă. În cadrul întrevederii, oficialii au discutat despre domeniile prioritare de cooperare dintre Chișinău și București, precum și despre organizarea unei ședințe comune de guvern la începutul anului 2022. O prioritate absolută este ca până în 2024 să realizăm interconectarea sistemelor energetice dintre România și Republica Moldova, consolidând astfel independența și securitatea noastră energetică. Totodată, vrem să construim drumuri care să lege regiunile de pe ambele maluri. După discuțiile cu premierul român, Natalia Gavriliță, împreună cu delegația care o însoțește, va avea o întrevedere cu Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Președintele american Joe Biden va avea astăzi consultări cu cele 9 țări este europene membre ale NATO. Discuțiile vor viza summitul cu omologul său rus Vladimir Putin și temerile privind o eventuală invazie a Ucrainei, a anunțat Casa Albă. Înainte de asta, liderul american va avea o conversație telefonică și cu președintele Vladimir Zelensky. Autoritățile ucrainene au anunțat astăzi că Rusia a mărit numărul de trupe în apropierea graniței de est la 120.000 de soldați. Conform informațiilor transmise de Casa Albă, președintele SUA Joe Biden va discuta astăzi cu președintele Ucrainei Vladimir Zelensky și cu București 9, un grup de state din flancul estic al NATO, din care face parte Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria. Discuțiile au loc după convorbirea de acum două zile dintre președintele SUA și omologul său rus Vladimir Putin pe tema crizei cauzate de către Rusia, care a comasat 10.000 de militari la frontiera cu Ucraina. Mesajul lui Biden a fost simplu în întâlnirea video cu Putin. Made it very clear. If in fact he invades Ukraine, there will be severe consequences, economic consequences like none he's ever seen or ever have been seen. Putin i-a spus la rândul său în mod direct șefului statului american că trupele rusești se află pe teritoriul lor și nu amenință pe nimeni. În cadrul unei conferințe de presă, liderul de la Kremlin a declarat că Rusia are o politică externă pașnică, dar trebuie să-și garanteze securitatea, făcând aluzie la o eventuală aderare la NATO a Ucrainei. Для нас очень чувствительные темы. Её затронули тоже, а именно расширение блока НАТО на восток, в том числе за счёт Украины. Это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу. Între timp, președintele ucrainean Vladimir Zelensky a convocat o ședință cu grupul de lucru care mediază relația Kievului cu partea estică a țării pentru a încheia un nou acord de pace. Se întâmplă în condițiile în care un astfel de acord este în vigoare încă din luna iulie, însă potrivit presei din Ucraina, acesta este încălcat zilnic de forțele proruse. Tensiunile și presiunile diplomatice au crescut în ultima perioadă după ce Washingtonul și aliații săi au acuzat Moscova că desfășoară 10.000 de soldați la frontiera cu Ucraina pentru a ataca țara. Potrivit celei mai recente evaluări a securității din zonă efectuate de Ministerul Apărării din Ucraina, echipamente militare de luptă, cum ar fi tancuri, vehicule armate și rachetele Iskander, rămân în apropierea graniței cu Ucraina. Președintele american Joe Biden a dat asigurări că nu va disloca trupe americane în Ucraina în cazul unor escaladări, deși SUA vor trimite arme de calibru și muniție forțelor de apărare ucrainene săptămâna aceasta ca parte a unui pachet de asistență de securitate în valoare de 60 de milioane de dolari aprobat la începutul acestui an. O stea uriașă de oțel și sticlă luminează de aseară în vârful turnului Maicii Domnului de la Sagrada Familia. Structura, care este cea mai înaltă din cele 18 care înconjoară bazilica, a fost inaugurată. Sute de oameni au urmărit cu emoții momentul în care luminițele au fost aprinse. Vă arătăm mai multe imagini la știri. Socialiștii și comuniștii contestă la Curtea Constituțională amendamentul PAS de a majora salariile judecătorilor în alte curți. Magistrații ar urma să primească 60.000 de lei lunar, iar opoziția acuză guvernare că astfel ar încerca să-și supună instituția. Reprezentanții majorității parlamentare spun că decizia a fost luată pentru a motiva magistrații să fie independenți. Vom sesiza Curtea Constituțională a Republicii Moldova în ceea ce ține de amendamentul dat.
Ne vom adresa în alte curți să constate acțiunile și caracterul ilegal al majorității parlamentare. 4.000 de euro plătite este o neobrăzare totală. Care ar fi logica? Nimeni nu are astfel de salarii. Cel care este corupt indiferent de mărimea salariului. Socialiștii și comuniștii susțin că amendamentul privind dublarea salariilor judecătorilor de la Curtea Constituțională este ilegal și nu a fost aprobat nici de guvern. Avizul guvernului nu, deci a fost că nu se acceptă, motivația fiind că propunerea depășește cadrul de resurse disponibil, neavând acoperire în proiectul bugetului de stat pentru anul 2022. Guvernul o să vină cu o soluție, cred eu, și la prima modificare a legii bugetului să corecteze lucrurile astea. Și foștii colegi ai celor de la PAS, reprezentanții platformei DA, au criticat proiectul. Oamenii trăiesc sub nivelul decenței, trăiesc într-o sărăcie lucie și noi considerăm că acest amendament a fost unul neavenit, a fost unul inoportun și imoral. Astfel, guvernarea ar încerca să-și supună Curtea Constituțională, spun cei care critică intenția de a majora salariile magistraților în alte curți. Noi trebuie să avem o instituție, în cazul Curții Constituționale, aparată din toate părțile, inclusiv și la capitolul salarizare, pentru că au fost și, din păcate, mai sunt tentative din partea hoților de a influența Curtea. Puteți să ne oferiți mai multe detalii? Ce cunoașteți despre asta? Multe nu pot să ofer. De ce? Pentru că să cerceteze cei care trebuie să ocupe cercetare. Eu nu pot să dau detalii, dar sunt indivizi care acum stau psihotare. Potrivit amendamentului deputaților de la PAS, inclus în proiectul bugetului pentru anul viitor, începând cu 2022, judecătorii Curții Constituționale vor primi un salariu net de circa 60.000 de lei, față de 25.500 de lei cât primesc acum. Curtea Constituțională este alcătuită din 6 magistrați pentru un mandat de 6 ani. 4 mașini s-au ciocnit în lanț în această dimineață pe strada Alecu Ruso din capitală. O cameră de bord a surprins imagini cu autoturismele implicate în accident. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, înregistrându-se doar pagube materiale. Șoferii au fost chemați la Inspectoratul de Poliție pentru audieri. Vinovatul va fi sancționat cu puncte de penalizare și o amendă de până la 1.500 de lei. Primul centru de tehnologii media din țara noastră a fost inaugurat astăzi în incinta Universității de Stat din Moldova. Aici au fost amenajate studiouri pentru înregistrarea sunetului sau dublaj sonor, spații pentru montare cu efecte speciale, ateliere de creație și platouri de filmare. De toate aceste tehnologii vor putea beneficia studenții interesați de digital media. Totodată, diferite companii de creație vor putea închiria aici spații pentru a-și realiza proiectele. Acest platou de filmare de ultimă generație are o înălțime de 7 metri. Încăperea este izolată fonic, iar aici a fost deja adusă și tehnica. Camera de filmare, macaraua pentru ea, lumini și rame de difuzie. Iar astăzi vor avea loc instruiri pentru studenții interesați de cinematografie. Noi cumva am încercat și până acum să facem producții în Moldova, producții video, am în vedere cinematografie. Doar că, vă dați seama, am avut vreo 30 de ani de stagnare. Un alt spațiu inovativ este dedicat realității virtuale. Astăzi, prin intermediul celor două seturi de ochelari VR, a fost proiectată animația autohtonă Aripi. Tu simți pe viu, odată ce ți-ai pus ochelarii, tu te-ai transformat în lumea VR-ului, ca zic așa. Tu simți tot momentul de cădere, de ridicare și este așa un feeling deosebit. Un etaj întreg al centrului a fost dedicat studiourilor pentru înregistrarea sunetului, mixarea sau dublarea acestuia, dar și montarea imaginilor video. Spațiile urmează a fi dotate cu toate cele necesare. Acum, la moment, suntem în studio care se numește Foley. Studio Foley permite înregistrarea sunetelor. La moment, în Republica Moldova nu există așa studio. Asta e o imagine. Cum va arăta
dotarea acestui spațiu. Și aici vedeți în imagine că se înregistrează sunete, cum cade lemnul, cum se fac pașii, cum curge apa. Centrul de excelență pentru producția digital media a fost inaugurat astăzi în clădirea Universității de Stat din Moldova. Astfel, mii de studenți vor putea beneficia de aceste facilități pentru a-și învăța meseriile la modul practic. Totodată, mai multe companii vor putea încheria aici spații. Acest spațiu MediaCore satisface până la 80% din toate necesitățile unor studiouri pentru a produce conținut media de calitate cap-coadă. Centrul a fost inaugurat în cadrul proiectului Tehnologiile Viitorului. Pentru construcția acestuia au fost alocate 3 milioane de dolari din partea USAID, ambasada SUA și guvernele Suediei și Marii Britanii, dar și Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Culturii, Universitatea de Stat din Moldova și Asociația COR. Până la primăvară, în preajma centrului va fi construit un platou de filmare de mari dimensiuni. Al nouălea tur din cele 18 ale Bazilicii Sagrada Familie a fost inaugurat după 45 de ani. Hosta uriașă de oțel și sticlă cu 12 colțuri, care cântărește 5 tone și jumătate, a fost montată în vârf la peste 100 de metri înălțime. Sute de oameni s-au adunat să asiste la momentul în care steaua și cele 800 de ferestre ale turnului s-au umplut de lumină. Pentru prima dată, turnul a fost luminat aseară. Este al nouălea turn al Bazilicii Sagrada Familia din Barcelona și cel mai înalt din cele inaugurate până acum, reprezentând-o pe Fecioara Maria. O mulțime de oameni au privit emoționați cum s-au aprins luminile. E realmente un misterio y es un milagro y estamos emocionados y muy contentos. Fue muy, muy emotivo porque me imagino que hace mucho tiempo que está en construcción, así que de a poquito se va viendo. Para todos, una luz de la esperanza para todos, sin excepción. Structura de 138 de metri are în vârf o stea realizată din sticlă și oțel inoxidabil. Staua, care a costat 1,5 milioane de euro și a fost făcută din materiale capabile să reziste razelor soarelui, are în centrul său 12 proiectoare în fiecare dintre punctele sale. Proiectată de arhitectul catalan Antoni Gaudí, Sagrada Familia, cel mai vizitat monument din Barcelona, a fost inclusă în 2005 în patrimoniul mondial UNESCO. Construcția s-a început în 1882, ar trebui terminată la un secol de la moartea arhitectului în 2026. Grupul care efectuează lucrările urmează să se întâlnească la sfârșitul lui 2022 pentru a oferi un nou termen de încheiere a acestora. În final, bazilica va avea 18 turnuri care îi vor reprezenta pe apostoli, pe evangheliști, pe Fecioara Maria și pe Isus. Umbra de Crăciun amplasat în centrul New Yorkului a ars ca o torță. Este isprava unui american care i-a dat foc. Mai multe imagini cu făptașul și bradul în flăcări vedeți în câteva minute la știu. Misiune contra cronometru în Statele Unite la cascada Niagara. Martorii au alertat echipele de salvare după ce o mașină a ajuns în apă. Autoturismul era foarte aproape de locul unde se formează cascada, așa că putea să cadă oricând în gol. Scafandrii au încercat să o salveze pe șoferița captivă în caroserie, aceasta însă era deja decedată. Pentru că operațiunea era una nevoioasă și foarte riscantă, s-a intervenit și pe calea aerului. Într-un final, unul dintre salvatori a reușit să aducă victima la mal. Din păcate, manevrele de resuscitare nu au avut succes, așa că medicii au fost nevoiți să constate decesul. There was no movement since the time our patrols arrived on scene. There was no movement of that female operator from that time. Do you know age? Late 60s. Anchetatorii încearcă să afle cum a fost posibil ca mașina să cadă în apă. Hrană de proveniență incertă, lipsa unui medic veterinar, dar și îngrijirii zilnice sunt condițiile în care trăiesc câinii de la adăpostul de animale din capitală. Acestea, dar și alte nereguli, au fost depistate în urma unor controle efectuate de reprezentanții ANSA. În replică, directorul centrului de sterilizare spune că animalele au condiții bune de trai și că nu există încălcări. Нарушений здесь никаких, по большому счету. Asta ne spune directorul centrului unde sunt sterilizați și adăpostiți câinii fără stăpâni. Încălcări nu sunt, iar animalele se află mereu sub supravegherea angajaților necropolei, ne asigură reprezentanții acesteia. Мы единственное предприятие, единственная структура, которая тратит ежегодно огромные суммы денег на содержание этих животных.
Мы имеем штат работников, которые ухаживают за этими животными 7 дней в неделю. Понимаете, видео, которое здесь транслирует все это 24 часа в сутки. ANSA însă anunță că animalele nu sunt supuse supravegherii sanitar-veterinare și nici nu sunt examinate zilnic de angajați. Mai rău este că, în urma unor intervenții chirurgicale, câinii nu primesc o asistență postoperatorie și nici nu este făcută o evidență pentru a cunoaște cine a făcut operația. Iar proveniența hranei care este pusă în fața patrupezilor este necunoscută. Între timp, directorul întreprinderii spune că animalele au mâncare de calitate înaltă. Но факт доказательства этому не было предъявлено. У нас есть документы, подтверждающие, что мы закупаем корм согласно государственному тендеру, так, публичным тендерам. И все даты и все качества корма по техническому заданию сходятся. Собаки нападают друг на друга не из-за того, что они голодные. Собаки нападают друг на друга из-за того, что они живут в компактном помещении вместе. Понимаете, собаки – это животные, которые живут, это стайные животные. ANSA scrie în raport că spațiile unde sunt ținute animalele nu corespund normelor și, într-adevăr, am găsit câini care se înghesuiau și câte patru într-un volier mic. Iar patru peizii cu paraziți și infecții sunt lăsați să-și trăiască zilele în chinuri. Lista încălcărilor include tocmai 18 puncte, asta în timp ce angajații spun că animalele trăiesc în cele mai bune condiții posibile. Conform cadrului legal, pentru aceste nereguli, întreprinderea care răspunde de adăpostul de animale riscă, conform codului contravențional, doar o amendă de circa 15.000 de lei. În acest context, reprezentantul ANSA spune că vor avea o ședință cu asociațiile obștești pentru a discuta despre lacune. Identificăm toate problemele care sunt, ulterior să venim cu careva propuneri de a ajusta și de a aproba în comun cu Ministerul Agriculturii la cadrul normativ aferent protecției și bunăstării animalelor de companie. Potrivit unui raport ANSA efectuat anul trecut din cauza spațiilor aglomerate în care sunt ținuți și a mâncării de proastă calitate, doar anul trecut la necropola de animale au decedat 400 de câini. După incendiile devastatoare din vară, un val de frig a cuprins Siberia, minus 61 de grade Celsius au fost înregistrate într-o localitate. A fost pentru prima dată în ultimii 10 ani când termometrele au arătat această valoare în zonele locuite din Siberia. Cercetătorii ruși spun că de vină pentru aceste temperaturi este tot încălzirea globală. Aceasta duce la creșterea treptată a temperaturii medii, dar în același timp provoacă și valuri de frig extrem. Cea mai scăzută temperatură înregistrată în Siberia a fost de minus 67,7 grade Celsius în 1933. Un american a dat foc bradului de Crăciun amplasat în celebra piață Times Square din New York. Flăcările s-au extins rapid, iar bradul de 15 metri s-a transformat într-o torță. Odată cu el au fost distruse și 100.000 de beculețe și 10.000 de ornamente. Oamenii legii l-au prins imediat pe făptaș, iar asupra lui a fost găsită o simplă brichetă. Individul a refuzat să spună până acum ce l-a determinat să facă acest gest. Bradul fusese instalat cu doar 2 zile în urmă și pentru a-l asambla, organizatorii au muncit 21 de ore. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O Seară Perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 213645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!